Salut și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vreau să vă prezint o stropire bio aplicată la legume, ca să putem face și legume bio 100%. E bine, stropeala e compusă din zeamă bordeleză, 50 de grame de zeamă bordeleză la 10 litri de apă. Asta este practic piatră vânătă neutralizată cu var. Și asociem cu fungicidul Thiovit Jet, care este un fungicid pe bază de sulf. El merge în doza de 30 de grame la 10 litri de apă. Le amestecăm pe amândouă și stropim legumele dimineața sau seara târziu, să temperatura să nu depășească 22 de grade. Și în câmp deschis, în grădină, e bine să stropim undeva la 7-8 zile, iar în spații închise, solari, undeva la 14 zile. Sper că a fost de folos acest video și să vă ajute pe majoritatea. Atenție, în solarii să le aveți aerisite foarte, foarte bine și temperatura să fie scăzută când stropim, ca să nu avem probleme să ne mai aborteze din floricele. O zi frumoasă să aveți!